Gata, bună dimineața, prieteni. Că nu mai e bună dimineața, că nu era nimeni acasă, nu mai erau nici câini, acum a venit. A venit și Pero, e cu noi pe poziție. Da. Zicea lumea că ce le-am făcut la câini. Te suntem copii aici? Da. Ce Pero, ăsta e cripto. Ce crezi, patroana era în bucătărie, agitație acolo, fum, mâncare, stres, m-a chemat să mănânc, dar nu pot. Hai să spun. Și ce ideea mea. Vino. Fii atent ce facem. Au. Veniți în coa, copii. Nu, nu se fac bine, da? M-am dus să fac toate alea, pâine, fiecare m-a dus și-a cumpărat frăsunță, ficăței, pulpile, le-am spart alea baxurile ca să pun câte două, trei pulpe, două, trei cotoaie, să nu îl iei din lată, știi, să iei câte puțin. Și am vrut să mai bag și în congelatorul ăla care e frigiderul al lor la bucătărie, acolo unde gătesc, să mai bag și acolo în congelator, că sunt lăbiță. Oh. După aia ei a zis să nu bag acolo, că ei ia o să scoată tot din ladă și aruncă tot ce e dinainte din ladă, ca să le bagă pe alea, găinile și pulpele și ficăței și toate alea, da. Să facă ce vrea. Eu le-am băgat în pur, le-am legat fiecare ficăței, pulpe separat, cotoaie, le-am împărțit, ca să nu scoată, cum să bagi boxul în ladă așa întreg. Când ei, iei două pulpe, două, trei cotoaie. Păi nu, măi, când scoți, trebuie să scoți tot boxul, să dezghiți. Păi cum? Așa că le-am dezghițat, le-am făcut, m-am dus de acum pe la plase. Nu i-a convenit că scoate ea din ladă tot și le chicește ea după aia. Asta e. Fii atent ce zic eu să facem. Hai să facem un grătar în curte. Facem, dar n-ai cu cine, am văzut eu, spare rău de ei. Nu, îi lasă pe ei, mănâncă acolo la tigaie. Am văzut, nu e să spară rău de ei. A fumat, am văzut. Aline. A fumat toată bucătăria. Nu e să spară rău de ei, gata, am văzut. Au dat peste cap tot. Nu știu. Au format tot. Îți pare rău, dar n-ai. Fii atent ce facem astăzi. Nu e în stare să cumpără un hidrofon să fie. Punem masa în curte acolo, fii atent, lasă. Punem masa în curte, mâncăm ciorba de varză și facem un grătar. Facem. Un grătar cu o salată, cu usturoi, facem, cu ceva. Să mai spun ceva, doamnă, uite. Dar ne trebuie niște pui, eu vreau pui cumpărat. Ce ai de casă, nu spun. Nu-mi plac. De ce vreți pulpic? E tare. E tare? Fă-tu la cealaltă dată de mulți. Doi s-au stricat în treaba sacul lor. Doi. Pe vezi? Doi s-au stricat. Nu mi-e scârbă. De ce? Nu-mi plac ăștia de țară, când îi văd așa. Doi s-au stricat, dar restul sunt buni. Dacă sunt tari. Păi eu unul cumpăra la mine în frigider. Da. Și numai pe ăla faci. Mai vine, mai cumpărăm ceva. Cotlet de porc. Păi ficăței ăia. Ficăței, vedem, hai că vedem ce punem. Sunt multe acolo. Ursul unde sunt? În casă la ei. Patrona iar a pus femeia să facă curat iar sus. Ce ce vor? Iar. Iar arunca niște covare de sus, uite cum dă pere de pe balcon. De pe balcon jos? Și mai sunt tot. Da. Hai înapoi în spate. Trebuie să luăm cărbun. Pai că luăm. Hai puțin, Aline, să faci cum să luze. Eu am văzut acum, iar de chiar de când s-au luat la bătaie. Ia. Eu ți-o prind să faci un foc. Păi facem acum? O să fie foc, bine, bine. Sau mai târziu. O să fie foc, nu? Nu facem acum. Eu știu. Ce zici? Sau lasă mai târziu. Păi și ce vrei să mă numai vară? Lasă, vine și ursul, da. Că e prea mult dintr-o dată. Cine e trădătorii? Da. Ce căutați aici? Era frică să-l bagă. Ce căutați aici? Ce căutăm? Trădătorilor. La o, la nășicu. Unde? Din bucătărie. Păi și așa, fără oaie, fără nimic. Păi Cătălin acasă, e plecat. Aaa, el a plecat de acasă când am venit noi. Unde e? Era frică de nașul, că era la bătaie și a fugit de acasă. S-a mutat din oraș. Unde e? La nașul Marian, cred că. La Oradia. La Oradea. S-a mutat acolo. Uite Pero care a. Când a vrut parcă omul ăla să-l sequestreze la Oradea și a să clipească, mai bine îl lăsam acolo. Vezi, tu l-ai salvat. Știi? Tot acolo cred că e. Da. Dar se sequestrase o femeie în beci, la Damigiană. Așa e, mă? Da. Da, da, da. Vezi că ți-a plicat. Noi avem patul la ușă aici. De matriculare de la mașină. A venit trădătoarea. Uite-mi zice trădătoarea. Cum te simți?
Cătă, ce faci, Cătă? Uite, Alin, tu o să ia de mine mici trădătoare. Și el e trădătorul care ne-a închis telefoanele, le-a îmbrăcat pe toate. Da, da, da. Pe toate mingerele de telefoane. Băi, cum a căzut numărul ăsta la mașină? Foarte frumos. Unde să stăm și noi la soare? Aici. Nu mai e noastră, nu mai e. Aici, uite. Nu aici. Nu e bine aici. Aici la soare. Nu știu. Butelie la cutie. Ia să vedem ce am mâncat Pero pe aici, materialele. Băi, Ryder, tu ai venit în brigadă cu Pero să mănânci materialele? Ryder? Ce faci, mă, băiatule, mă? Tu ești câinele trădătorilor? Vezi că te-am prins acum la mine în curte? Zi, mă, cum e acum? Ha, ai venit în spionaj? Te-a trimis bucătarul? Și nașul Marian? Las că-ți fac eu ție, Ryder. Te prind eu. Vezi tu. Hai la nașul Marian cu tine. Ce cauza mine în curte? Animalule, du-te la nașul Marian și miroase materialele, nu la mine. Uite-l, uite turbatul. Lasă-l, prieten, ce smici. Ce faci, mă? L-am prins pe Ryder. Unde? Aici, la nașul Marian cu el, ce caută la mine? Aha. Ha? Ia-ți câinele de aici. Hai, Ryder. Uau, mamă, parchetul, ce-a făcut Pero. Uite, uite. Da una totală. Uite Pero, uite Pero, uite. S-a dus 1000 de euro, ha? Na, Pero, na. Pero. Vezi? Uite-l acolo, se poate să roade cauciucurile. Bă, poate roade de mașina asta. Da. Pero. A pățit un băiat așa în oraș, i-a răs un câine, mă. Pero, vino cu din spate. Bă, vezi? Pero. Cu ce calitate filmezi? Calitate. Mm? Calitate. 60 de frame-uri? Sau cinematic? HD. HD? Slab. Păi, eu ocup prea mult spațiu, adică încarcă greu după aia. Pe cât zic ai? Un tera, nu de spațiu, dar încarcă greu pe... A, la un tera trebuia să faci cu cinematic. Nu mai e vorba de net. A, ce zic? Nu vezi? Uite, Aline. Am luat bătaie, Aline. Mă, unde e Ion Dileaua? Unde e? E la magazin acolo, la cantinuța asta. Serios? Da, a văzut că vine să-ți predă cardul. Păi să-mi dea cardul, serios. Da, cardul ți-l dă, că uite, l-am uitat eu acum. Vezi că Ali, ăsta, Ion Dileaua, a te-a pus telefon. Pe lista neagră. A vândut telefonul. Al meu? Da. Unde? Nu știu. Nu, cine știu. L-a dat pe 5 milioane. Vezi? Păi vedeți, băi, și când vă spun eu că nu merită Ion nimica, îmi spuneți, vai, domne Ion, eu i-am dat telefonul și el a vândut, că eu am dat bani pe telefonul ăla. I-am dat, am zis să vadă și el pe Facebook, pe TikTok. Să vadă pe Facebook, de asta. Da. Îi dădeai cu butoane, nu-l vindea. Și a vândut telefonul, vezi? Da. Vezi? Îl mai aduce în curte. Da. Îl a dărmat ușa. Mai a dărmat ușa. A vândut telefonul și el. Pe ce cu fața aia scurtă? Ha? Cu fața aia scurtă. Asta avem acum. Pe o punem. Acum care să punem? Auzi, s-au stricat? Păi cum s-au stricat ieri până azi? Doi pui s-au făcut. Și-au bătut joc de ei, așa fac ei. Hai să ducem asta. Hai să ducem asta. O duc cu pe aia, vine, merge. Oh! Cătă! Salvează-ne! Hai să punem și noi masa la soare, stați în întuneric, cătă! Vino încoa! Unde? A, cât e angajatul lor, am uitat. Cât ai fost angajat de tata, am auzit. Păi normal. Unde e Aline? Uite aici. Gata. Așa, nu? La soare, frate. Ia ține așa să-mi pun și ochelari. Trădătorule. Tu ești trădător. Tu ești trădătorul. Tu mi-ai dat vlog-ul, maică mea. Suntem pe vlogul tău? Nu, pe-al tău. Pe-al tău. Prieteni, vreau să vă prezint și eu acest diamant de care l-am găsit. Unde? Eram în săpăturii la canalizare și din întâmplare am găsit acest minunat diamant. Ia de pietre prețioase. Prieteni, l-am pus la un detector de metale și a indicat că este
diamant. Și vreau să vă anunț și eu, dacă sunteți interesat, luați legătura cu Alimba cu mine în privat, la numărul meu de telefon la mine pe Facebook, Cătălin Darius Mihai. Și dacă știți pe cineva interesat de acest diamant, păi trebuie să-l vedem mai bine. Ia, arată-l. Este un diamant... Este un diamant neșlefuit. iPhone 15. Da. Deci, da, prieteni, acesta este un diamant neșlefuit. Asta e sticlă, e cătă. Nu e sticlă, e diamant, că l-am pus la detectorul de metale. E oglindă, nu vezi? L-am pus detectorul... la trașcu la detector. Stai, detectorul de metale a detectat că e diamant, da? Da. 100%. Câte carate are? Nu știu, din păcate nu știu câte carate este. E oglindă. Caut un specialist care să ne spună exact ce valoare are acest diamant. Spune unde te duci la detector de metale. Diamant de la Timișoara este valoarea lui. Nu, deja am detectat că este un diamant, dar nu știm exact de câte carat are. Miha, vino în coa. Bă, Leonardo! Leonardo, ce-i de faci așa? Miha, să punem și noi masa aici, la soare, să mâncăm și noi, să bem. Tot în bucătărie stăm, în depresie. A ieșit soarele, bucurați-vă și voi de soare, de viață. Bă, normal, casa, cu șașa n-aveți casă, nu mai aveți nimic. Cu șașa nu mai au casă. Cu tu ne-a adus și tu oaie aici, îți dăm drumul la grătar. Pa, a mâncat nașul Marian toată oaia. O ciofârtă. Lasă, lasă, că îi prindem noi acasă. Vine când vom pleca noi. Pă când vine? S-a dus iară la Elena, la Cluj, să-i facă promovare. Da, da, la Elena, la Cluj. La mine n-a venit nimeni când am fost acasă. Mă, patona, cu de urmă, patona, cu nu ia, mă, vine la ei. Dar vine, cum mă le să uită în gura lor. Ea nici nu mă vorbesc cu nimeni, nici cu mea vorbesc. Nu? M-a supărat. Vorbesc mai urât de mine. A? Mă, cum poți să stau în bucătărie în frigul ăla, că e frig? E foc în sură degeaba. Mai bine nu mai faci foc acolo, te lipsești. Acum uite aici, cum... soare, frumos. N-ai cum să faci foc degeaba așa. Aer. În bucătărie aer. M-am dezbrăcat și eu, mi-a crescut părul. Am părul ca mare, prietenia, spuneți în comentarii. Să știu dacă mă tuns sau nu, dar nu prea am frizer la Strehaia, că nu m-am tuns de ani de zile pe aici. Caut frizer în Strehaia, dacă există un frizer care se uită la noi, să lase comentarii. Aha, acum așa uită. Sau mă duc la Gigi, stai, l-am auzit că tunde bine. O trebuie programare. Păi numărul lui Gigi să-l sunăm. Am, dar aveam eu programare cu copiii lor și nu mai am. Păi să facem programare mâine pentru toți. Să dau numărul și știu că eu nu mai știu la unde s-a supărat acum. Da. Că Leonardo și-a făcut altă tunsoare în altă parte. La Leonardo se tunde el singur. A fiecare în ziua aia și n-a vrut să stea după programare, înțelegi? A avut neapărat. A, n-am mai așteptat. N-a vrut să așteaptă pentru programare, se facă atunci. Miha, poți să cari Miha? Da. Hai, dă cu telefonul jos. Măi, Miha, măi. Lasă la mine scaunul. Hai să luăm loc. Las că e mai bine afară la soare decât în bucătărie. Ia uite, patroane, afară, frumos, stai în bucătărie. Pa, acum. Alex, te rog frumos să faci focul în grătar. Ia toporul și sparge lemne. Nu, mă, că glumeam. Miha, a. Ce faci, mă, Miha? M-am dus în scaun. Te obosești cu un scaun, mă, Miha. Soarele, păi eu vreau la soare, să bat soarele în mine, frate. Mi-e dor de soare. Mi-era dor de soare.
Vreau să stau așa în soare. Ah, ce bine. Ce să stau în bucătărie, uite cum stau ea. Da, nu, e depresiv în bucătărie. Pe bune. Ui, ce bine, cum bate soare. Chiar mi-era dor de soare. Vreau la mare. Păi cine n-ar vrea la mare? Mamă, Mihan. Mihan, simți soarele. Chiar e cald rău. E frumos afară. Mamă, ce frumos e. Mă simt bine. Și ce aș vrea să beau? Ce am mutat ăsta în frigider? Nu știu, materiale de construcție. De la mâncat pe rău. Uite colțul de a mâncat pe rău la parchet. Bine că l-am mâncat în parchet. Pe am mâncat din colțuri. E de jos. Vreau și o vin de casă, ai? N-am. Cu gheață, roșu, roze. A rămas singură la masă. A plecat toată lumea, prieteni. Patroană! Patroană! Pă ce bani la ceaun? Pui, iar ceva, să facă ce vrea. Nu e bine pui la ceaun. Auzi, dar vin avem. Cutuna! Mă, Cutuna, oaie nu ne-a adus, dar nici vin nu ne aduci. Aduc vin, dar nu știu. Ai vin roșu. Am, dar e la om, la vecin. E la vecin? Mă, ce s-a pus pe capul tău? N-am bani, uite Marine, toți banii mei, n-am bani, crede-mă. Mă, și când vine nașul Marian, când vine nașul Marian, de unde ai? De unde ia taică-mi? Dar nașul Marian... Cata o cupă, cata o... Bebe, inversare. De la bebe, inversare. Așa e un cata, așa e un... Ține mult? Sunt mult, bine. Hai, tu pierzi mult, nu-ți mai lasă că luăm de la doamna Stella vinul ăla de neam tuns atunci. Mă, ce aveți? Dacă beam și un pahar de vin, beam un vin bun. Nu prost. Că doar rupem o damigeană. Ăla, da. Păi dai și nu vii afară, că e soare, stai aici, ai frig. Hai de afară la soare, ce stai în casă aici? Hai la soare. Hai afară la soare, la masă. Să stăm acolo. Haideți afară. Copiii, hai la masă, afară. Ce trădători, mă, grasule? O, trădătorii. Trădătorii? Mă, tu ești trădător. De ce ne consideri pe noi trădători? Că tu ești. Mă, Cutună, nici vin. Ai blocat o perețeaua de socializare. Nu mai e nici vin, nici nimic. Nu mai e vin, dar trebuie bani. Doamne, pe cum bani? Păi eu la mine nu am nimic vin. Tot așa cu părașul ăștia, așa că nu mai am vin. V-ați băut tot. Doamne. Cătă, vezi că ți-a căzut numărul la mașină. L-am pus eu. Vrea să dă masa, Aline. Hai să te muți un pic cu masa mai încoa. Stai, stai, unde? Dă-mă mai încoa. Să iasă cu mașina, cred. A, păi iasă cu mașina. Așa, gata. Gata, Leon, că cadă cu un bec. Ne-ai băgat în beci cu tună. Păi să treacă mașina. Lasă-mă să vin și eu! Bă, dar vreau și eu! Băi, grasul, nu mai țipa. Încălde pe cu materiale, că știi rău. Prieteni, nu știu, tot încerc să fac și o masă, să o aranjez, să organizez ceva, dar n-am cu cine. Voi mai încerca. Închid filmarea aici să văd cum organizez pe aceștia oameni și voi reveni mai târziu cu rezultatul. Vă pup și vă doresc o zi minunată tuturor și ne vedem mai târziu, prieteni, vedem ce vom reuși. Pa, pa! Thank you.